Dicot a bătut la ușa spitalului din Lupeni. Descinderea vizează gărzile de la compartimentul ATI și contractele de prestări servicii. La această secție de la spitalul din Lupeni există în acest moment un singur angajat, respectiv șeful de secție. Restul personalului necesar este asigurat cu 5 medici care sunt angajați la alte spitale din județ și care prestează servicii la Lupeni. Procurorii DIICOT verifică documente și înscrisuri referitoare la activitatea secției de terapie intensivă.